Avem acum primele informații despre cauza morții studentei de la Facultatea de Farmacie din Constanța, găsită la aproximativ 20 de metri de gara din Ciulnița. Potrivit surselor Antena 3 CNN, fata ar fi decedat din cauza unei lovituri puternice la cap. Ei bine, anchetatorii iau în calcul mai multe variante, printre care și pe aceea că ar fi căzut accidental din tren și s-ar fi lovit de șină. Nu exclud, însă, atenție, nici posibilitatea unei crime în cazul acesta. Este alături de mine cu toate informațiile colegul meu Bogdan Borza. Bogdan, explică-ne care sunt mai exact variantele pe care merg anchetatorii în momentul acesta. Bun găsit, Lorena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa este, primele rezultate preliminare ale necropsiei au apărut, iar conform unor surse, fata de 26 de ani ar fi decedat din cauza unei căzătură urmată de o puternică lovitură la cap. Iar în acest moment, procurorii analizează toate aceste date și încearcă să afle cum s-a produs această căzătură, pentru că procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș au deschis un dosar pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Cum spuneai, sunt luate în calcul în acest moment toate variantele posibile. E luată în calcul varianta că fata s-ar fi împiedicat și ar fi căzut și s-ar fi lovit puternic la cap de șinele trenului, dar nu este exclusă nici varianta unei crime. Nu este exclus ca fata de 26 de ani, Andreea, să fi fost agresată și să fi fost împinsă pentru ca mai apoi să se lovească puternic de șinele trenului. Vă aduc aminte că fata, care era studentă la farmacie în Constanța și lucra acolo, se întorcea acasă și era așteptată chiar de către sora ei în gara din Ciulnița. Din păcate, chiar sora a fost cea care a găsit-o la mai bine de o oră jumate după ce trenul a plecat din gară, a găsit-o pe Andreea întinsă lângă șina de tren fără suflare.